La prima vedere, vizitatorii plajei nu sunt în pericol, dar oare e adevărat asta? Cu părere de rău, nu. În râuri trăiesc somnii, care pot să fie un pericol nu mai mic pentru oameni decât crocodilii sau alți locuitori exotici ai Africii și ai Americii de Sud. Prin ce însă sunt periculoși acești pești și ce a fost ascuns de noi în tot acest timp? Haideți să aflăm, așa că puneți un like și să începem! Pentru om, somnul mediu este un pește inofensiv, dar locuitorii așezărilor de lângă râurile mari nu cred asta. Somnul este cel mai mare pește din râuri. Puțin știu că este un prădător. El poate să se hrănească nu doar cu cadavre de animale, ci și să vâneze pești mici, păsări domestice și chiar animale care vin să bea apă la malul râului. După natura lor, somnii sălbatici sau de acvariu sunt un fel de curățători. Ei mănâncă toată mortăciunea pe care o găsesc în apă. Dacă veți auzi numărul de kilograme a indivizilor maturi, vă va cam speria. În Rusia se găsesc somni cu greutatea de până la 300 de kilograme și lungimea de 5 metri. Monștri adevărați, care în vreme de foame pot să atace și o persoană. În cartea Peștii ucigași, Devin Weller descria un somn greutatea căruia a ajuns la aproximativ 500 de kilograme și cu lungimea de 6,3 metri. Oficial, cel mai mare somn prins în Italia cântărea 114 kilograme și avea 2,5 metri. Cu un an înainte de asta, în Thailand, pescarii au prins un somn de 3 metri, greutatea căruia era de 300 de kilograme. În Federația Rusă nu au fost înregistrați somni giganți oficial, dar rezidenții orașelor și satelor de pe malurile râurilor povestesc că somnul de mărimea unui om nu e o raritate. Ei avertizează deseori turiștii, fiindcă astfel de pești pot fi foarte periculoși. Pot să-i compar cu crocodilii africani, căci se deghizează sub apă, sunt foarte greu de observat, apoi se năpustesc asupra victimei sale. În apa tulbure, când somnul se ascunde pe fundul mălos, poate fi confundat cu un buștean sau să nu fie observat chiar deloc. Gura unui somn de 2 metri poate să se deschidă la jumătate de metru. Oare merită să spunem ce poate să se întâmple cu un om dacă va fi atacat de acest prădător? Nu este uimitor că deseori atacă păsări domestice și chiar câinii. Din cauza unui incident tragic, când s-a scufundat un vapor în Zaporojie, la fundul râului Nipru, scafandrii au găsit un somn de 5 metri. În stomacul lui au fost găsite mășițele a trei oameni. Cel mai probabil că nu ataca, dar mânca din persoanele care s-au unecat. Nimeni însă nu poate spune cu siguranță cum a fost de fapt. Având în vedere atacurile somnilor asupra oamenilor, nimeni nu se va apuca să verifice puterile lor. Somnii însă preferă să se hrănească cu cadavre. Dacă primăvara apa inundă cimitirile de pe mal, sigur vor avea ce mânca. Cel mai periculos pește e cel flămând. Devine agresiv și începe să atace pentru a-și găsi hrana. Erau și cazuri când peștii au întors bărci mici cu pescari și au atacat oamenii dinăuntru, când aceștia ajungeau în apă. Un militar a povestit un caz șocant. El slujea într-o unitate nu departe de un lac în care s-a înnecat un colonel. Scafandrii s-au dus la adâncime pentru a ridica cadavrul lui, însă n-au reușit din prima să facă asta. Omul înnecat a fost înconjurat de niște somni mari de câțiva metri, erau la număr cam 10. Scafandrii au refuzat să se apropie de pești uriași. Deși somnii nu seamănă cu rechinii sau cu crocodilii, nu au colți sau fălci puternice, mai puțin periculoși nu putem să-i considerăm. Oamenii de știință spun că din cauza schimbărilor climatice, nu în cea mai bună direcție, e tot mai dificil să anticipi acțiunile somnilor. Totuși, sunt prădători. Pe lângă toate, se adaptează perfect condițiilor și pot ajunge la vârsta de 100 de ani. Pe parcursul întregii vieți, cresc și nu se opresc. Cu cât mai multă hrană se găsește în râu sau lac, cu cât există mai puțină influență umană, cu atât mai mari cresc somnii. Să ne amintim de videoul cu somnii din Chernobyl. Nu au fost afectați de radiație, ci din contra, de condiții benefice de viață. În isicul există un moment al unui somn mare, mai bine zis a gurii lui naturale, în forma unui arc, sub care va trece o persoană matură, atât de mare este. Dacă și voi credeați înainte că somnii sunt niște pești inofensivi care curăță apa, scrieți-ne în comentarii. Cred că acum știți cât de periculoși sunt. Întâlnirea cu un individ matur și înfometat poate fi fatală. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi ați văzut vreodată în realitate somn? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!